Din mașină sau pe jos, românii au redescoperit anul acesta frumusețea plaiurilor mioritice. Salvamontiștii apreciază că numărul turiștilor care au tranzitat județul Vâlcea doar pentru a ajunge pe Transalpina în Munții Parâng a fost de ordinul sutelor de mii. Și numărul celor care au luat la pas potecile pentru a ajunge pe culmile montane a fost mult mai mare față de anii trecuți. Printre cele mai aglomerate trasee montane s-au numărat cele care urcă spre vârful Cozia, creasta munților Buila-Vânturarița, ori vârful Nedeia din munții Căpățânii, la o altitudine cuprinsă între 1600 și 2130 de metri. Nu prea am fost obișnuiți cu astfel de perioade, dar ne-am adaptat foarte repede și am amenajat locurile de recreere, locurile de popas în Parcul Național. Am premenit cu panouri, cu informații despre locul unde pot să vină să se recreeze turiștii și sunt bineveniți în această perioadă, așa cum a denumit-o dumneavoastră, pentru că natura este un sanitar extraordinar pentru orice. Absolut. Putem discuta de un număr extraordinar de mare de turiști români care au vizitat zona montană și aici discutăm de zona montană a județului Vâlcea. Eu zic că peste 300.000 de turiști ne-au vizitat în acest an sau cam de 10 ori mai mulți decât anul precedent. Parcurile naționale Cozia și Buila-Vânturarița sunt populare în rândul turiștilor și datorită cabanelor montane. Chiar dacă drumurile nu sunt în starea cea mai bună, mulți turiști au ajuns cu mașina în vârf de munte, unde s-au cazat peste noapte la cabană sau au dormit la cort. 150 de locuri, avem camere cu 2 paturi, cu 3 paturi, cu 7 de grup. Da, și da, camere cu celebre priciuri, nu până la urmă? Da, cu celebre, da, cu paturi, cu priciuri, da. E o cabană de peste 1500 de metri, da, la o cabană de 1500 de metri știi cum e, să oferă ce condițiile care se pot oferi aici. Concediu un pic și ne-am gândit să facem traseul acesta, dar n-am știut că e un pic cam greu accesibil. Salvamontiștii spun că toamna este propice pentru a urca pe culmile montane. Trebuie să ne interesăm însă care va fi starea vremii și să avem un echipament adecvat care să includă lanternă, colțari, ghete și haine mai groase, căci temperaturile sunt mai scăzute în această perioadă. Discutăm în primul rând de un echipament de iarnă, pentru că discutăm de temperaturi care scad sub 0 grade atât noaptea cât și dimineața sau seara târziu și ceva echipament tehnic, am putea avea la noi un piolet, eu știu, chiar și mai târziu un pic și colțari ar fi util la noi, pentru că sunt zone unde, dacă am înghețat, nu se dezgheață într-o singură zi sau în două zile. Printre obiectivele turistice din zona montană a județului Vâlcea, care au atras un număr mare de vizitatori, s-au numărat în acest an și cascada Lotrișor și cascada Scoruși.